Drogurile au mai făcut noi victime printre traficanții din Moldova. De această dată este vorba de 3 persoane cu vârstele cuprinse între 29 și 37 de ani care au fost prinse de poliție, ele fiind suspectate de vinderea narcoticelor. Conform datelor oamenilor legii, suspecții aveau roluri diferite în această schemă infracțională. Unii cultivau cânepa și ulterior o vindeau pe teritoriul municipiului Chișinău, iar alții produceau substanțe interzise prin stropirea frunzelor de plante cu produse chimice. Astfel, pentru a fi sigur de acțiunile lor, polițiștii au cumpărat mai multe doze de droguri cu prețul de 100 de lei per gram și pliculețe care costau 150 de lei. Totodată, în urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat 3 kg de narcotice în valoare de 200.000 de lei și sume de bani proveniți din vinderea drogurilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții anterior condamnați pentru aceleași fapte riscă până la 15 ani de închisoare.